Peste 20 de localități din județul Buzău au participat sâmbătă dimineață la acțiunea de ecologizare Let's Do It Romania, Ziua Națională de Curățenie. În cadrul inițiativei de strângere a deșeurilor au fost vizate parcurile și alte locuri publice, dar și cursurile de apă, în special în cazul localităților rurale. În municipiul Buzău, câteva sute de voluntari ce s-au alăturat echipei Let's Do It Romania au adunat numai din Crâng 800 de saci cu gunoaie. Prezent la acțiune, primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a transmis un mesaj video. Edilul șef spune că activitatea la care a participat sâmbătă este binevenită, însă la Buzău sunt încă multe de făcut din punct de vedere al curățeniei. Vorbim despre curățenie, sunt astăzi 15 septembrie în Crâng, unde cu foarte mulți voluntari suntem într-o acțiune legată de Let's Do It Romania, o acțiune de curățenie la nivel de întreagă Europa, care se întâmplă în fiecare an. Dar vorbim de curățenie într-un context mai larg pentru municipiul Buzău, pentru că, din păcate, mai avem foarte, foarte multe probleme. Începând din 15 octombrie, spune Constantin Toma, primăria va demara un program de astfel de acțiuni, ce vor avea loc cu regularitate. Ecologizarea se va realiza anul acesta lunar, iar de anul viitor, probabil săptămânal, pentru a efectua în primul rând o acțiune de educație.